Mai multe persoane care locuiesc în cartierul arhitecților trag un semnal de alarmă. Pe câmpul din spatele blocurilor, inclusiv în zona străzii Doamna Stanca, o haită de câini își face veacul. Mai mulți oameni au fost atacați, iar unii dintre ei au ajuns și la spital. Situația a ajuns în atenția autorităților, care încearcă să-i prindă. Poliția locală din Șelimbăr cunoaște problema. Încă de vineri au fost făcute solicitări atunci când un bărbat a fost atacat de câini. În cazul lui, rănile au fost foarte grave, acestea având nevoie de ajutor din partea medicilor. Agenții locali spun că vor face acțiuni comune cu poliția din Ciznădie și Sibiu pentru a prinde haina de câini. Un singur focar de coronavirus este activ în prezent în județul Sibiu. Acesta a fost identificat în prima zi din luna septembrie. 3 persoane de la o companie de software din municipiu sunt infectate cu COVID-19. În luna august, alte 2 focare COVID au fost identificate în Sibiu, la 2 fabrici producătoare de componente auto. Ambele focare au fost stinse între timp. La ora 8 erau ospitalizate un număr de 83 de persoane, dintre care pe ATI 11 persoane. La nivelul județului Sibiu, în ultimele 24 de ore s-au efectuat 431 de teste. Sibienii sunt invitați la un adevărat festin culinar, timp de o săptămână, la Foodie, în Parcul Tineretului. Răsfățul culinar aduce la oaltă în acest an 9 food truck-uri, gata să dezlănțuie papilele gustative ale sibienilor și turiștilor. Tom Cooks, Bătrânul Sas, Famous Waffles, Guiash Master, La Pomerie, Mimi's Delis, Sucre, Olha Cafe, Mr. Canoli sunt maestri culinari care vor poposi timp de 7 zile la Sibiu în perioada 6-12 septembrie în Parcul Tineretului, de pe Bulevardul Corneliu Coposu. Cei mici se vor putea răsfăța într-un mini parc de distracții. La Foodie vor mixa la platane Rareș Kirka, Funky Drop, Rareș Luca, Alex Zara, Cipi Hampu, Arias, Avgo și Jayco. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.